cred că a fost cel mai greu meci de la începutul campionatului. Din fericire, am reușit să profităm de pasa proastă prin care trece Steaua și am dobândit cele două puncte care le avem. Suntem foarte fericiți. Putem spune că putem bate la, dacă nu știu, la campionat, cel puțin de vice-campion al României. Ce șanse are Steaua? Ați văzut și dumneavoastră cu ce echipe are de-a face Steaua în Bucure. Au trecut de foarte la ani, încă nu la potențial maxim, dar nu prea le dau șanse mari să treacă de grupe. Deoarece și ce Hoskin Nedvedia, o echipă, din câte am înțeles, mult mai puternică ca foarte la ani, constituită din 12 internaționali ruși care au fost la Olimpiadă. Le va fi greu și cu ei.